Bă, lasă, bă, dacă... lasă porcul. Mamă, e bă! Bă! Bă, deci, bă, are toată casa! Ok, prieteni, bună, astăzi Costin... Bună seara, stăpâne! Costin va fi sclavul meu 24 bună de ore. Seara, bună ziua, stăpâne! Bună seara, bună ziua! Păi și ce ar trebui să fac? Deci fiți atent, domnule, începe challenge-ul chiar acum, ok? Ok, deci timp de 24 de ore tu ești sclavul meu, tu ai ales chestia asta pentru că ți-ai bătut joc de casa mea și așa, să nu existe da. Dubii. Și dacă se strâng foarte multe like-uri, nu știu câte milioane, nu glumesc, dar multe, o să fiu și eu sclavul tău 24 de ore. Ok, 5.000 de like-uri la video-ul tău. Da, la clipul meu 5.000 de like-uri să fie nociv sclavul meu, mamă, de abia aștept să fie nociv sclavul meu. Hai să vedem dacă iese ceva, dar înainte să fii sclavul meu, vreau să-ți arăt ceea ce am muncit eu aici. Acum veți vedea... Aleaa, ale urechii mei, mă! Ok, înainte să vedeți toate chestiile astea, să știți că vă arăt o mică secvență de un minut, cum am făcut rost de 3 cai din 4 schelet. Avem de a face cu 4 cai schelet de-aștia și cu schelet de-aștia cu arc. Oare pot să? Îi bat doar pe ăia și gen, nu mă, că dau un cal. Ia bă, da pot. Și pot să rămân cu caii cu toți? Nu, se omoară ăla, bă! Ok, bun. What is this, man? Ok, bun. Nu, vreau și calul ăla. Ai, bă, șobolane. Nu pot să trag, uite și tu ce face. Mamă, ce dă. Mamă, ce, mă omoară. Nu. No. Ok, ok, trebuie să-mi pun armura, gen. Ar fi o idee. Bă, dar am făcut rost de 4 cai schelet în 2 secunde. Asta e prea tare. Trebuie să văd dacă pot să mai salvez și ăla. Da, n-am putut. Hai aici, barbașane, să vezi. Păi mie îmi convine să vin să văd, pentru că practic nu trec. Nu a început încă, n-a început, am înțeles. Ce zici, îți plac caii mei? Da, sunt frumoși. Tocmai sunt ce frumoși. I-am capturat. Stăpânul meu. Din momentul acesta pornesc cele 24 de minute. Și să știi că, bă, nu știu, am început să nu-mi placă copaci ăștia albe. Și ce zici, să-i dai jos și să pui alții. Dar repede așa. Ok, o să-i dau jos, dar am nevoie de un topor. Repede. Îi dau repede jos, îi dau repede, da, șeful. Da, da. Gata, jucăm rolul imediat. Până la capăt, că o să fiu și eu sclavului. Și o să fie funny și invers. Frunzele, să dau și frunzele? Nu, Costine, că le-a cad singure, doar nu știi, vrei să mă enervezi? Nu șeful, cum adică? Nu șeful, doamne ferește, cum așa? Da. Dar dacă se poate un pic mai repede, că n-am toată ziua la dispoziție și 3 minutele. Îmi puteți împrumuta o foarfecă? M-am plictisit, Costine, oprește-te. Faci tu treaba asta după. Când mă plictisesc, nu pot să stau așa să mă uit la tine de ce faci asta, okay, înțelegi? Okay, du-te la Sinner și cere-i 3 diamante pentru tine, dar mi le dai mie. Hai, te rog. Ok, mă duc să cerșesc. Practic mă trimiți la cerșit? La cerșit de diamante în Mind City. Repede, hai, te rog. Ok, ok. Unde e Sinner? Trebuie să-l găsesc mai întâi, dar nu știu unde este. A Sinner-ul! Ai idee unde ar putea fi? Trebuie să fie Sinner-ul! Acasă! Sinner-ul! Spinere! Nu e acasă, păi găsește-l, repede! Scrie-i, roagă-te de el pe chat, ai odată! Ia. Am nevoie de tine ca de apă. Unde ești? Unde o fi, bă? Eu n-am apucat să le fac intro-ul ca lumea, dar nu contează, am uitat direct în pâine. Mă duc, că e la service, mă duc acum la el. Ia să vedem. Tu îți dai seama că el așteaptă să facă bani la service și vii tu să-ți cerșești. Păi altfel n-am ce face, trebuie să fac asta că e șeful meu, de, practic. Dar dacă nu-mi dă, asta e altă treabă. Bă, nu știu, te descurci. Încerc să mă descurc. Am cerut mult 3, adică... Ia să vedem, reușește. Bună seara, domnule Sinner-u! Bună seara! Bună domnule seara! Domnule Sinner-u, am nevoie urgentă de 3 diamante de la dumneavoastră. Da, de ce aveți nevoie de 3 diamante? Vă pot da la schimb 50 de înghețate. Dacă mi-explicați de ce aveți nevoie de 3... Mi-e rușine să spun, mi-e rușine, deci chiar nu vreau să mă... Domnul Nocivan, nu sunteți implicat aici nu, cumva? Nu, pur și simplu, o zis, stai cu mine, te rog cu ăsta, Nocivane, că poate îmi dă Sinner niște diamante, dar nu știu treaba. Deci, fii atent, domnule Sinner. Deci,
Eu nu vreau înghețată, că țin și o dietă și are multe calorii, am înțeles. Dar fii atent, vreau să mă ajuți, îți dau 3 diamante dacă iei mașina asta pe sus, că e foarte grea. Ia vezi dacă poți să o iei pe sus. Hai să mă costine, deci... forță multă! Așa, așa, că fac hernie, fac hernie! Aoleu. Așa și mă ajut să o duc acasă, hai. Acasă? Da, da, da. Aoleu, dar nu mai are benzină, ce s-a întâmplat? Hai, hai, până acasă, până acasă. Hai, primul, lasă, lasă. Bă, dar eu crezut că sclavul nocivanului nu alucină, bă! Dă-i, 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 așa, așa, așa. Mamă, sinele, ți-ai bătut joc, bă, săracu. Doamne, stai că-i zic ceva când ajungi acasă. Că n-ai diamante. Nu, 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 altceva, dă-i, 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 dă-i. Hai, zi, zi, da. Zi, zi, zi. După nocivanul, după nocivanul. Hai, zi, zi, după zi, zi. După nocivanul? Bun, bun, bun. Costini? Da? Stai puțin, stai puțin. Am uitat să-i schimb roțile, hai înapoi. Nu, stai, stai, ce? Da, 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 hai înapoi. A scăpat-o, a scăpat-o, nu pot să mai țin. Ia-o pe sus. Ia-o pe sus, ia-o pe sus. Știi o variantă mai rapidă să ajungă la service fără să mai cartu. Nu, taci din gură, taci din gură, taci din gură, hai, hai, hai. Nu, 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 fără, bă, nu, că după aia, nu, îmi plătești, îmi plătești avaria. Ok, nu, nu aș vrea, nu aș vrea să avariez mașina, că n-am bani. Nu, 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 dacă o arunci nu-ți mai... Șeful mi-a zis să o arunc, am aruncat, ok? Doamne, bun, fii atent, ia-o pe sus, hai cu ea. Ia. Dă-i, 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 bă, dar cam încet. Nu. Au, mamă! Te scuze-mă, n-am vrut să te lovesc, n-am vrut să te lovesc, îmi pare rău. Cred că mi-a picat un diamant din buzunar. Hopa! Ce, unde, așa. Unde, unde, unde e diamantul? Păi nu, mai are doar verific. Două, cred, să-ți dea, sau nu știu. Stai că trebuie să verific presiunea la roți, că de-aia ne-am întors. Ok, ok. Costine, până una alta, hai un pic cu mine. Stai da, un pic, nu trebuia verificată. Wow. Costine, du-te, vezi că am un avion acolo sus pe acoperiș, adul și fă-l să-l repare gen pe moca. Avion pe acoperiș? Costine, hai... Acoperișul meu. Ok. Costine, hai sus. Hai, hai Costine, urcă. Hai Costine. Diamantele alea trei, domnule Sinner, nu le primesc? Păi trebuie să o duci acasă, mașina. Păi, o duceți dumneavoastră, ok? Bun, haide da, să mergem. Da, 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 da. Mă, fac rost de trei diamante. Să vedem. Nimic. Da, șef, giratoriul ăla, diamante, cred că tu l-ai făcut sau cine? Nu, no, nu, no, no, Țanu, Țanu l-a făcut. Așa, bun, mulțumesc Costini că l-a, că ai adus mașina în siguranță. Cu mare plăcere. Hai, cum a adus-o el, da. Da, da, da. Avea benzină de la început, dar am vrut să... Să nu consumăm, că practic clientul nostru, stăpânul nostru. Așa, cât ai nevoie? Două diamante, trei, nu? Trei diamante, vă rog, am vorbit despre trei. Da, am așa două, nu mai am și diamante. Și mai aveți unul, l-am văzut. Uite-l, uite-l în mână, uite-l Costine, te minte. Nu, nu mai am diamante. Dați-mi, vă rog, diamante, domnule, mă duc la poliție. Mă duc la poliție, am prestat niște servicii pentru diamantele astea, vă rog frumos să mi le dați. Sinar, diamantul. Vezi că șeful meu e șef adevărat aici pe Main City. Aveți vedeți că am camere la casă. Nu-i nimic, nu-i nimic. Dar nu ne interesează pe unde noi de camere. Noi suntem mafioți adevărați. Nu e, nu e. Costini, am niște limonadă, poftim. Limonadă. Nu am nevoie de așa ceva, e veche, e de acum 100 de ani. Da, legat de diamante. Eu zic să dai diamantul la mai repede, copățești. Le-am mâncat. Nu, e mâna ta, îl văd aici, exact în fața mea. Ok, așa, bun, și apoi poți să te duci la tine acasă. Dar știi ceva? Este, domnule șef, puteți veni un pic cu arma aia? Șeful meu are un avion care ar trebui reparat, așa că haideți un pic până la service, domnule. Opa. Da, cred că o să vă ții minte pentru chestia asta. Unde că eu n-am făcut nimic, Sinner, eu doar testam să văd dacă pot să trag cu arma. Făceam flick shot-uri. Unde este avionul, șef? Pe acoperiș, am zis. Mă, repede! Acoperiș? Și cum ajung pe acoperiș? Deschideți-mi ușa, vă rog. Prin spate. Prin spate. Mai repede. Ce fain e să ai un sclav 24 de ore, dar o să fiu și eu, cred. Sper să nu. Păi, cred că dacă îi arăți arma aia direct... o să fie tot el. Hai, Costine! Mamă, sper să nu piloteze. Vă aștept la service, vă aștept la service. Ce zice pincanul meu preferat? Uite, bine și eu. Pincane, vezi că Costine e sclav 24 de ore, dacă vrei ceva de la el, cere mie și... Șefu, hai să mergem, șefu. Dar voiam să-l pilotezi, Costine, ce faci? Nu cred că ai vrea să facă. Ba da, permis? Dacă, păi treaba lui aici deja, nu știu.
Ok, ok. o să-l pilotez. Aolo, nu. O să-ți pară rău pentru asta. Ridică-l de pe pământ. Hai. Viteză! Am înțeles. Mă, ce face? Distrug planeta cu ăsta. Wow. Domnule mecanic, avem aici un avion care nu e în cea mai bună stare și ar trebui reparat pentru șeful. Ce ziceți de asta? Stați așa că am leșinat, mă scuzați. Da, nu e problemă. Ați leșinat de frică, am înțeles, de frica da, mea. Da, da, de frica da. Armei. Deci avem aici un avion. Nu ne țin minte deloc. Avem aici un avion care ar trebui reparat pe gratis, așa am auzit. De unde până unde? Șeful, dă-mi puțin arma, șef. Bă, alo, nu cu arme, bă, nu. Deci e pe gratis, ok? E aici, Costine. Unde? Aici, uite-l. Nu te mai ascunde, ia avionul și repară-l pe gratis acum. Mamă, ce bețel în roate, bă, că-l avionul ăsta. Ia. Oh, nu. Vezi că-i serioasă treaba, Sinner. Acum bă, unde-i Marius? Zis. Unde-i Marius Costin? Acum am zis să repare avionul! Bă, nu l-a aruncat! Se rezolvă, nu-i cum problemă. Cum v-ai aruncat avionul lui șeful? Ia uite-l, ce face, mă? Stai că se mișcă-te mai repede, vericule, gata, că stai că trebuie să mă bag sub el, mamă! Dar chiar șeful, doriți o cafea? Am o cafea pentru dumneavoastră, șeful. Da, dacă se poate. Gata, e făcut bine. Stai, uite și arma înapoi, șeful. Nu o să pice nimeni cu el. Vă rog să mergeți. De fapt, domnule, ia duceți-l înapoi acasă pe acoperiș, că acolo era locul lui. Haideți. Bă, și dacă nu mai văd Costine, deci dacă nu mai văd avionul ăla, tu ești de vină. Vezi că dacă fuge cu el... Bă, vine înapoi cu avionul! Oh, alo, te omor. Nu cred că acolo e casa mea, Costine. Hei, nu e acolo! O să, efectiv, o să-l dobor și o să-mi cumperi tu cu 500 de năsuri și un alt avion. Nu, o să-l ducă, sunt sigur că o să-l ducă. Ok, ăla 3 diamante unde sunt, Costiniene? Aici, șef, uitați-le, cum adică? Ok, bun. Costiniere, noi ne înțelegem și vreau să fim de treabă. Fii atent ce trebuie să faci tu. Te duci la Pink și îi spui la Pink? Că trebuie să-ți dea neapărat 100 de năsoși și că nu discuți. Ce? 100 de năsoși să-ți dea și mi dai mie. Ok. Zici, bă, nu mă interesează. Dacă nu-mi dai, sunt șanse să nu-mi dea. Dacă nu-ți dă, îi dai, zici că îi dai foc la casă, că eu mori animalele din grădina zoo, din astea. Ok, o să am nevoie de niște foc. O să am nevoie de niște foc. Da, zici că tu ești on fire. Cum faci? Ai dus avionul acasă, domnule Sinner? Da. Ok, mulțumesc foarte mult, sunteți un drăguț și pentru asta cred vă dau că nu o să am avionul acasă. Și pentru ca șeful să nu vadă șeful, vă mai dau niște bani aici, doi năsoși, că m-ați ajutat și vă mulțumesc foarte mult. Oh, doi năsoși și aici, vă mulțumesc foarte mult, domnule Vericu. Vezi că o să aibă probleme șeful tău atât. Da, nu mă interesează că numai 24 de ore, nu-mi pasă de el, sincer. Pa. Mă, Costine, șeful, dacă haideți. Tot ai atât de mulți bani, că te-am văzut, nu te-am auzit ce da, ești ăștia tipi acolo, dă-i și mie, hai. Nu am bani, Arunca, hai, zi, hai. Ce să arunc? Dar nu am bani! Hai, apasă, bun, mai dă-i. Nu am bani! Mai dă-i! Nu mai am niciun leu! Mulțumesc, Costiniene, hai să continuăm. Nu mai am niciun leu. Hai. Haideți un pic la dumneavoastră, că am nevoie de ceva de la dumneavoastră, șeful. Vezi cum vă înflinte în stil. Mă, n-am, dar la mine e scoarma și aia e. Nu, îmi trebuie un flint în stil, fă-i un rost de un flint în stil. Hai să vedem. Păi știu unde fac rost de flint în stil. A, gata, ia. A fost destul de simplu, sincer. Dar iron... Am niște flint aici, dacă ajută. Am găsit, dar nu găsesc iron-ul. Unde e iron-ul? Nu mai am iron! Ce-a făcut cu el? Șefu, ce ați făcut cu tot iron-ul? A, gata, am găsit. Am găsit, stai. Ok. Yeah. Aveți acolo. Eu tot apăs pe F că așa aveam mulțumesc, înainte să vorbesc. Șeful, hai să vedem unde este domnul. Și acum nu mai am așa că s-o buguit în fine. Hai, caută-l, repede, domnule repede, Pincan, repede. Domnule Pincan, sunteți acasă? Cred că e în grădina zoo. Ia, hai să vedem. Sunt curios de reacția lui Pink, sunt super curios. Domnule Pink! Oare o plecat să caute animale, mă?
Mamă, s-ar putea să avem ghinion. Domnule Pink, domnule Pink! Pink te caută Costin. Ia. Domnule Pionk. Domnule Pionk. Pionk, Pionk. Eu tot ce-am furt ăsta nebunul de el. Ăsta e Ovițanu. Și fii atent, wow. Dacă nu vrea să-ți dea vie aici lângă animale, zici bine, bine, nu vrei să-mi dai și ameninți un animal de-a lui cu arma. Ameninți cu arma, îi dau foc direct, ce? Hai, hai să vedem. Bine, faci cum vrei tu, da, îi ceri 100 de năsoși. Da, 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 sigur, sigur, trebuie să fac. Hai să nu mai vorbim, să... Șef orice. Să vedem. Ia, face ea rost de 100 de năsoși. Îs chiar curios. Dacă face rost de 100, îi dau și lui 50. Dar nu îi zic acum. Îi zic doar după. Bă, dar unde o fi oare? De unde vine? Păi probabil vine cu avionul, că nu-i văd avionul pe aici. Cu avionul vine? Păi n-ai văzut că se duce peste tot, își strânge animale, dar trece timpul. Pink. Mă, până una alta ia învârte-te tu de 20 de ori. A, așa să mă învârt? Nu, așa, așa pe loc, uite. Așa pe loc, doar, mă ia mițea. Pot să mă învârt doar de 10, mă? Nu, de 20, de 20. Ok, cred că m-am învârtit deja de 10. Crezi? Păi stai, 20, ia, 20, apucă-te, gata. Păi nu știi, apucă-te, 1, 2 număr, să te aud. 11, 15, no. 16, hai. Bine, ok, 30 17, de învârtiri. 18, 19, ai 30 20. De învârtiri. Cred că chiar m-am învârtit deci de atâtea ori. Gata! Ce se întâmplă? M-am învârtit de atâtea ori. Bună ziua, domnule Pink. Am o propunere pentru dumneavoastră de nerefuzat. Adică, spre binele dumneavoastră ar trebui să nu refuzați asta. Continuă, continuă. Continui. Deci, treaba e în felul următor. Trebuie să-mi dați neapărat 100 de năsoși. Da, păi ai venit la persoana greșită pentru că gen acum sunt cel mai sărac de pe server, Marius. Ok, deci chiar nu ai atâția bani. Am 50 de năsoși. Ok, atât. Dăm 50 de năsoși și toată lumea o să fie în regulă. Ok, și ce faci pentru ăștia 50 de năsoși? Pentru ăștia 50 de năsoși o să îți salvezi toată grădina zoologică și casa și tot ce mai ai tu pe aici din lemn, pentru că am așa ceva și nu mi-e frică să folosesc. Nu mi-e frică să folosesc asta, ok? Nu mi-e frică. Au, mă doare. Au. O să moară, gen. Bă, Marius, eu am un alt plan pentru tine. Ia, vino încoace, vino încoace. Ok, haide, haide. Vino încoace, că eu voiam să... Chiar voiam să fac o chestie cu tine, știi? Și dacă tot ai nevoie de bani, lasă că îți găsesc eu de muncă. Ia, fii atent. De muncă? Nu, dar vreau să muncesc, eu vreau să-mi dai bani. Băi, e o muncă foarte ușoară. Eram exact un bandit. Gen. Bun, vino încoace. Deci vezi, ia. Aici la dreapta am niște iepuri. Da. Am niște vaci, da, am niște lame. Da, la mine care o să ia foc dacă nu-mi dai banii aia. Da, niște albine, uite, un urs panda, o vulpe. Ok, ok. Da, și... Bă, prea trăi, ca un urs panda, mai mulți urși panda. Mulți urși panda, exact, exact. Bun. Poate vând și eu lui Pink, ceva cai. Ideea e că tu trebuie să îmi zici ce ți se pare că lipsește de aici, de la mine, din grădina zoo. Nu, nu vrei să faci asta. Nu vrei să faci bagă asta, pe el. Da, lipsește nu. Un tigru. Intră aici. Intră acolo. Nu vrei să nu faci asta. Nu arde iarba. Nu da, vrei să faci asta. Intră mai aici. Mă, ok, mai întâi banii. Mai întâi banii Costine, și după intră. Mai bine, hai, intră. Poftim banii, intră acolo. Opa, ți-a furat nocii. Șeful, păi șeful, pentru șeful erau banii. I-am furat. Ok, intră acolo. Intra, pentru șeful fac orice. Așa. Și vreau să te găsesc aici peste o lună. Deci te-am căutat ce? Băi, ce se întâmplă? Da, mă, a fost închis la zoo. Singurul tigru, ești pe cale de dispariție. Ești singurul tigru rămas, okay, și trebuie pincane, să fie aici la zoo. Până una alta, hai un pic să da, povestim hai, noi. Auzi, Pincane, dar nu găsești mie o tigroaică să mă mulțesc sau ceva de genul? Bă, fără de astea. Ok, rămâi acolo, rămâi acolo, Costiniene. Family friendly, bă. Bun, fii atent aici, Pincane. Deci, nu o să-ți vină să crezi. Poate chiar ai nevoie, nu sunt sigur, dar am mai mulți cai scheleți. Mai mulți? Păi dar ce să fac cu mai mulți? Eu am mai găsit și în sălbăticie. A, e găsit. Și n-am ce să fac cu ei. Fii da, atent, mai ca să zic măcar story time. Stăteam și-o liniștit acasă, ia. Un trezdet și au apărut 4 cai din ăștia cu scheleți cu arcuri încentate. Ia uite-i. Au. Bine, am omorât unul dintre ei, dar...
Păi de ce ai omorât unul dintre ei? Din greșeală, că am vrut să omor scheletul și eu am tras în cal. Păi, bă, trebuie să-i bați cu finețe, bă, nu civane. E, asta este, măcar am 3 cai. Hai să vedem dacă mai stă Costin acolo. Păi mai stă, uite, dacă vrei îi dau un mic concediu, dar ideea e că trebuie să stea acolo mult, că totuși 50 de năsoși. Da, nu știu ce să zic, asta deja e treaba ta cu el, eu am făcut bani, păi adică... Da, acum na, uite, ți-l dau ca să... Sus, mâinile sus, am zis! Mâinile sus! Ai crezut că mă poți închide acolo sau ce? Ce vrei să mai jefuiești? Nu ți-am dat toți banii mei, bă, trece înapoi în cușcă. Nu mă duc în nicio cușcă! Nu mă fă să scot bulanul! Auzi? Nu ești tu șeful meu, șeful meu e Nocivan, ok? Nu! Dacă, trag! Nu mă face... Te bat trag, de nu mă face... Am tu pe eu să trag! Am tu pe eu să trag! Îți dau foc! Nu dau foc, mă, pe aici, și cât am stat să mă grăbim! Dau foc, sunt un tigru nebun! Nu mă omoră că sunt pe cale de dispariție! Te ciomăgesc una, două, ești nebun, înapoi în cușcă! Sunt pe cale de dispariție, nu mă omoră! Șeful, ce fac? Păi nu știu, descurcă-te, bate-te cu el, treaba ta, nu știu. S-o-l bat? N-o de aici! A, de ăsta mi-e și ia trece cu acest să te ciomăgesc. Sunt un tigru agresiv, pleacă de aici! Pingane, întrebare, ai level mult? Da, am 17, dar gen aș prefera să nu mor. Ok, arma, Costine și dă-i. Vrei să ne batem cu pumnii? Ok, trebuie să te bat, așa că, na de aici. Hai să o dăm, hai. Bă! Bagă-te acolo, bagă-te acolo, n-ai tupeu! N-ai tupeu să te bagi bă, acolo! Bă, nu mai spargi, bă, că trebuia să... Bă! N-ai tupeu să te bagi! Bă, a căzut eu! Îți distrug avionul! Deci dacă nu te bagi în gaură, îți distrug... A căzut șeful? Ok, șeful îmi pare... Okay, ajutor, șeful! Cred că gen va rămâne acolo. Da, cred că nu mai vine înapoi, mă gândesc. Șeful, ajutor, șeful! Nu știu. Da, nu ceva, nu știu, e sălbatic rău tigrul ăsta, nu știu, ori trebuie să-mi dai banii înapoi, că nu vrea să stea. Bă, nu știu, descurcă-te cu Costin, să-ți dea banii Costin înapoi, că nu e să faci? Ce încerca să faci? Bă, treci înapoi acolo, măi, tu crezi că eu te-am făcut și gaură? Nu mă voi duce înapoi, pentru că eu am un șef și trebuie să-l respect, ok? Costine, hai, te descurci tu după aia cu Pink. Ba, nu știu, n-am semnat niciun contract, hai că stau foc aici. Ești pe lista mea de vânătoare, Mariuse. Înapoi în cușcă de 50 de nesoși, doamne, ce ghirlă. Să dau foc la grădină, șeful. Easy money. Dă-i foc la casa acum, gen. Ok, am primit ordin. Deci am primit ordin să fac ceva nemai făcut pe Mind City. Îmi pare rău, dar trebuie să fac asta. Nu, te-a apropiat, trag! Ceva ne zic că nu, să n-ai tupeu să tragi, pentru că altfel o să fie ceva personal între noi doi, ok? O să fie personal, te iubește! Îți place copacul ăsta? Îți place? Da. Copacul ăsta nu arde, că nu-i de lemn. Știu că nu arde, am vrut doar să-l sperii un pic, dar voi nu cred că dă foc pe bune. Ok, deci, domnule Pink... Îmi pare rău pentru ceea ce se va întâmpla, dar hai, porcul ăsta nu are ce căuta bă, aici. Bă, lasă focul acum. Bă, lasă, bă, dacă... lasă porcul. Mamă, bă! Deci, bă, e nebun. Bă, are toată casa. Ieși afară, bă, că te ciomăgesc. Hai, ștergi-o. Domnule Pic, v-ați uitat aragazul deschis? Ați uitat aragazul deschis? Bă, te nu mai da, nu mai da, nu mai da, nu mai da. Nu mai da, bă, de aici, gata, plec, gata, plec. Așa, dansează. Șeful, ce trebuie să mai fac? Dansează, nu mai mă, trage, n-auzi. Nu mai trage. Păi auzi, dansează. Uite aici. Asta trebuie să faci. Uite aici. Da. Dar nu așa, nu așa, nu așa. Stai. Da cum, șeful? Acum. La bară. Acum. Ah, mă, n-ai înțeles, Pink, și n-ai înțeles tu. Ok, cred că ne ajunge, gen. Da. Acum strânge dirt-ul ăla. Și da, gata, Costine, s-a încheiat totul, poți să faci ce vrei, mulțumesc pentru banii lui Pink, te descurci tu cu el. Da, o să mă descurc, mulțumesc, șeful, te pup. Ia, Costine, măcar banii tăi ai înapoi, vezi să nu-ți ia Pink. Domnule Pink, acum ești curios cum te descurci tu, ia. Hai, vino la zoo, Marius. Nu, stai, lasă arma aia jos, că putem negocia, ok? Deci, am fost obligat să fac... Uite, ia un loc, te rog, ia un loc lângă mine aici. Ia un loc. Nu, nu fi timid. Ok, uite, pune mâna pe mine, ce simți? Ce Băi, eu simt că n-am tigru în grădina zoo și nu vin oamenii să... Păi da, vezi că eu nu sunt un tigru autentic și pot să spun de ce, uite, tremur, mi-e frică, ok? Sunt un tigru fricos. Tigru cu anxietate, dar ești tot tigru. Da, dar nu e ok, gen, trebuie să fiu lăsat în libertate pentru că protecția animalelor te vor urmări.
Care, mă, protecția animalelor? Păi eu sunt singurul care protejează animale, bă, de asta le închid în cuști, să nu intre sătenii nebuni. Ok, sunt un tigru cu bani. În momentul de față cred că am mai mulți bani decât tine, așa că poți să te cumpăr. Păi am zero bani. Păi chiar are mai mulți decât tine. Am mai mulți bani decât tine. Am dat toți banii ca să te pun în cușcă și tot nu stai în cușcă. Plătește-mă înapoi. Păi, ok, uite, ia banii. Cât sunt ăștia? $7. Păi da, ăștia sunt toți banii pe care pot să ți-i dau. Păi nu ai mai mult? Ok, între timp mă duc să fur de la ping din casă. Ha, acum poți să zici că ești mai bogat decât mine, de la un nou tigru cu anxietate, mai zici ceva. Da, hai, da, mai, deci așa ți-a pronunția mea luat niciodată, gen. Mamă, ce bun e aurul ăsta. Bă, 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 e unt ăla, e unt. A, e unt, e unt, de-aia era așa bun. Bă, vezi că ți se face rău. Da. Bine, Marius, bă. Poți să zic că gen dacă mai calci aici o să suflu în trompetă. Nu, 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 fără suflet, trompetă. Suflet, 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 suflet. Hai, fugi, fugi. Urechile mele de tigru sunt sensibile. Hai aici, Costine. Ce, unde? Bă, stai că șpa, mă șefugă. Șpa, șpa. Să, să povestim. Vreau să-i dau și lui bani. Eu nu vreau să povestesc cu tine nimic. A, nu vrei? Ești sigur? Nu. Vreau să-ți dau jumătate din bani, gen. Oh, bine, șeful, da, 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 vreau, vreau. Și astea 3 diamante, totul le-ai obținut, iale? Bun, am rămas și eu cu 25 de năsoși la final. Eu zic că toată lumea e fericită, numai Pinky fără bani. Da, fără bani și fără tigru, aș putea spune. Da, bun. Nialogan, 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 Nialogan. Lasă-l, 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 ne vedem în episodul următor. Șpa, șpa, like-ul blană. Șpa, șpa.